Ok, și am ajuns în America. E fut diamantanu. Mamă, bia l închid, frate, ești bun. Ok guys, mi-am luat aici o doză de cola, băi, deci culoarea asta este genială, deci roșu ăsta, băi, deci nu se compară cu ceea ce e în România, mă jur, voiam să vă arăt neapărat, ok, hai să continuăm activitățile, le croissant, bem o cola după le croissant. Și apropo, am dat 3 euro pe ea, așa că o să o savurez din toată inima, 3 euro pe o doză. Ok, deci nu știu cât de bine o să se vadă cu telefon, dar mi-am scăpat camera pe jos și cred că mi-am stricat obiectivul. Super! Fix în momentele astea am eu nevoie de chestii de genul. Doamne, cât ghinion am avut! Deci vlogul va continua așa, filmând cu telefonul. Până, nu știu, până repar camera sau va, până îmi iau alta, nu știu. Vă țin la curent. Guys, am ajuns în sfârșit în America, aici frumos. Ok, guys, în sfârșit am ajuns aici în America după un drum atât de lung. Deci am stat o zi întreagă numai în aeroport și pe avion, nu mai puteam, jur. Deci azi noapte am ajuns super târziu și de asta n-am mai făcut nimic, n-am mai făcut cut-uri, n-am mai filmat nimic, m-am pus direct la somn. Astăzi este prima zi aici în Ocean City, în Maryland, este foarte, foarte frumos, jur. Și mai ales de când am ajuns, mi s-au întâmplat deja o grămadă de chestii, frate, și de bun m-am împrietenit cu o grămadă de lume. Mai ales și cu Cipri, care e în spatele camerei și mă filmează acum, cu mămu, care a luat obiectul vlogului, pernuța mea, rost, dă-mi-o înapoi! Mamă, zici că a fost bumerang. Suntem în America, frate, să înceapă activitățile. Let's go! Și o să filmez cu telefonul în continuare până îmi cumpăr o cameră. De ce dai, mă, cu nisipul, mă? Ok, acum hai să eu să înceapă activitățile, hai să mergem să ne plimbăm și să facem o grămadă de chestii pentru că ne așteaptă o vară întreagă. Let's go!
pe timp de zi e foarte puțină lume și este destul de norat acum. Sper să se îmbunătățească vremea și ne vom întoarce seara aici, pentru că sunt sigur că o să fie mult mai multă lume. Uite, frate, ce puțină lume e. Și este norat, este vremea nașpa. Dar este super cald în schimb. Mi s-a spart pernuța, nu! Unde-i spartă? Aici, frate, uite! Mamă, ce iese din ea! You will be remembered! Hello, darkness, my old friend. Oh, ce rău îmi pare de asta este! Nu puteam să țin așa spartă după mine, dar... Asta este, ne-o cumpărăm alta! Ok, guys, acum am ajuns la cazare. Asta este casa unde voi sta toată vara, adică 3 luni de zile voi sta aici. Din păcate, Cipri și Marius nu stau cu mine în aceeași casă, ei stau în celălalt capăt. Marius nu știu de ce stai ascuns acolo, știi, bosche. Intru, fac un duș, ne schimbăm, așteptăm să se facă seara și după... Așteptăm să se facă seara? Seara, cred, nu? Așteptăm să se facă seara și după aia mergem pe faleză să ne distrăm. Sunt 100% sigur că o să fie super mișto, pentru că așa am auzit că seara... Toată lumea iese la distracție. Bianca de la și pentru tot ce iubește ea. A, și pentru tot ce iubește ea, adică băiatul ăsta de lângă mine, iau. Ok, guys, și aici încheie acest vlog. Mulțumesc mult de vizionare. Nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram Arunceanuix, să dați un like la acest clip, să dați subscribe. Haide, să vină șarpile. Activați și clopoțelul.
Haide! Să dați și un share pe Instagram, vă rog, din tot sufletul, să tag acolo pe Instagram, aruncianux. Mulțumesc mult de vizionare, ne vedem pe data viitoare. O să urmez o grămadă de vloguri șmechere de aici, din America. Bizen în continuare. Pa!